Potrivit unei note a serviciilor de informații dintr-o țară NATO, Rusia va accelera ofensiva în fața căreia apărarea ucraineană nu va rezista mult timp. Defensiva rezistă de pe data de 24 februarie, din momentul în care a început conflictul militar cu Rusia. Totuși, armata lui Vladimir Putin a început să lanseze atacuri din ce în ce mai multe și mai mari, cărora forțele ucrainene nu le mai pot rezista pe termen scurt sau mediu. În plus, capitala Kiev este amenințată de multe zile și zonele din vestul Ucrainei sunt vizate de rachetele rusești. Ca urmare, partea de vest a țării nu mai este în siguranță și diferite scenarii sunt analizate potrivit autorităților acestui raport. Armata rusă ar trebui ca în următoarele zile să-și intensifice operațiunile la nivel militar, dar și în ceea ce privește comunicațiile. Nu este clar dacă degradarea actualelor linii de comunicații din Ucraina este provocată intenționat de ruși sau reprezintă o consecința războiului. Specialiștii au mai observat o înmulțire a atacurilor cibernetice. Nu în cele din urmă, raportul subliniază temerea potrivit căreia Rusia se pregătește să utilizeze arme chimice în Ucraina, în special într-un oraș sau într-o zonă greu de ocupat.